antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi la Europa FM. Bună dimineața, părinți, bună dimineața, copii, sunt Mirela Retegan și sunteți la antrenorul părinților aici la Europa FM. Alături de mine se află colegul și partenerul meu, psihoterapeutul Gașpar Gheorghi. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Cum te simți în primul weekend din luna aprilie? Încerc să îmi dau voie să mă bucur de primul weekend din luna aprilie, să primesc soarele, primăvara e anotimpul meu preferat și uneori după o iarnă complicată, așa cum a fost iarna asta în care nu a nins mult, dar ne-a luat prin surprindere în luna martie, acum am nevoie să îmi dau voie să mă bucur, să primesc tot ceea ce oferă natura în aceste vremuri în sufletul meu. Dar nu m-am gândit niciodată la un om atât de tonic cum sunt eu. Anotimpul meu preferat e toamna, dacă îți vine să crezi. Wow. Iubesc culorile și probabil că de acolo mi se trage bucuria cu care pur și simplu inspir fiecare toamnă. Îmi place și primăvara foarte mult, dar mă surprinde să aflu că este anotimpul tău preferat. Mă bucur mult pentru tine și îți doresc să ai o primăvară minunată, Gașpar. Așa să fie. Astăzi vorbim despre grija pe care copiii o au pentru părinții lor. Indiferent de vârsta pe care o au acești copii și indiferent de vârsta pe care o au părinții acestor copii. Mi-a venit ideea de a vorbi despre asta zilele trecute, când ieșind de la mine din cartier, la volanul mașinii pe care o conduc, așteptam să treacă străduța o familie compusă din două fete și un tătic. Fetele erau cam de 7-8 anișori, tăticul avea un rucsac în spate și era așa cam, nu știu dacă era plictisit, adormit, era dimineață, mă rog, că era așa cam cu ochii în cer. Și la un moment dat una dintre fetițe s-a întors pe jumătatea trecerii de pietoni și l-a prins de cot, nu de așa de cot, cumva, și l-a împins mai repede să treacă strada, asigurându-se că nu mai vine nicio altă mașină. Și mi-am dat seama în acel moment că sunt foarte mulți copii care fac asta. Foarte mult, inclusiv Maia, de foarte mică, avea grija mea permanentă, în trafic, în mașină, în casă, dacă mi se întâmpla ceva, în mașină, dacă ridicam o mână de pe volan, striga, volănește, mama, volănește, te rog. Cea mai mare groază a ei a fost faptul că foloseam telefonul în trafic și a zis, de fiecare dată când te sun și nu-mi răspunzi, îmi imaginez că te-ai uitat pe mesaje în trafic și că ai făcut un accident și că ai murit și mama intră în panică și te rog frumos să fii. De unde vine această nevoie a copiilor noștri de a avea grijă de noi? Psihologia ne spune că atunci când ființa umană se naște cu o loialitate foarte puternică față de cei care i-au dat viață, față de părinți, și în același timp cu un sentiment puternic de atașament, de conectare. Și pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, pe măsură ce descoperă cum funcționează lumea, ei realizează că au nevoie de părinți. Au nevoie ca părinții să le fie alături, doar că nu oricum, ci în așa fel încât părinții să fie bine. Copiii se simt în siguranță dacă părinților sunt în siguranță. Copiii sunt fericiți dacă părinților sunt fericiți. Copiii sunt bine dacă părinților sunt bine. Și atunci se creează această legătură extrem de puternică, această conexiune cu care noi ne naștem și care după aceea se manifestă sub diferite forme la diferite vârste. Din multe puncte de vedere am putea spune că e sănătos, că e benefic, că e dezirabil ca fiecare copil să aibă grijă de părinți, însă să nu supra-solicităm copilul, să nu punem în cârca acestuia mai multe responsabilități decât poate duce la vârsta lui și nici într-un caz un copil nu ar trebui să facă mai multe pentru părinte decât face părintele pentru propria persoană. Asta este o idee extraordinară. Aș vrea să nu ne îndepărtăm de ea. Deci un copil nu trebuie să facă mai multe pentru un părinte decât face un părinte pentru propria persoană. O să mai spun încă o dată. Un copil, indiferent
Dacă are 20, 30 sau 40 de ani copilul și părintele are 60, 70, 80 sau are 5, 7 ani copilul și părintele are 25, 30, 40, un copil nu trebuie să facă pentru părintele lui mai mult decât face părintele pentru propria persoană. Doamne, Gașpar, tu știi că lucrurile nu stau așa. Da. Și tu știi că în România, cel puțin, copiii de la o anumită vârstă fac mult mai multe pentru părinții lor decât fac părinții pentru propria persoană. Pentru că există această credință în cultura românească, potrivit căreia noi creștem copiii pentru noi, nu pentru ei înșiși. Să am cine să-mi dea, fă-ți un copil, să aibă cine să-ți dea un pahar cu apă la bătrânețe. Exact. Și atunci îi educăm, îi creștem pe copiii noștri în așa fel încât nouă să ne fie confortabil, în așa fel încât nouă să ne fie bine, în așa fel încât uităm că de fapt acești copii au dreptul la propria viață, la propriul drum, dar la știi propriile că obiective. Acum încerc să mă gândesc, Maia are foarte mare grijă de mine, dar are grija fizică. Ea nu se îngrijorează că mă plictisesc, că nu am grijă de sănătatea mea, că nu mă duc la doctor, că nu verific niște lucruri. Ea se îngrijorează pentru felul meu aerian de a mă manifesta, pentru faptul că fac 7000 de lucruri în același timp și aș putea să-mi pun în pericol siguranța, integritatea fizică. Ea se îngrijorează de acțiunile mele, astea de zi cu zi, nu de felul în care eu îmi organizez viața. Asta pentru că la rândul meu am făcut asta cu ea când era foarte mică. Ar fi și asta o ipoteză, însă o altă ipoteză este aceea potrivit căreia copiii noștri sunt foarte inteligenți și ei văd care sunt acele domenii în care noi, în calitate de adulți, ne descurcăm bine și unde nu facem față atât de bine și acolo și asumă ei responsabilitatea. Aceasta am putea spune că e puterea relațiilor, puterea inconștientă a relațiilor. Energia se duce de fiecare dată acolo unde e nevoie de sprijin și de susținere. Doamne, ce frumos ai întors-o! Dar de ce m-am băgat eu în acest subiect? Ca să-mi spui tu ce deșteaptă fata mea care vede exact punctele slabe ale maică-sa și unde maică-sa... Sau așa. Punctele de creștere. Sau punctele de dezvoltare. Asta face parte din, cum le-am zis, minciunile albe. Nu sunt minciuni albe. Cașpar, să-i spui unei femei de 52 de ani că are șanse să-și schimbe aceste obiceiuri, să nu se mai uite la cai verzi pe pereți în timp ce traversează strada, că se află într-un bun de creștere. Nu, e ca și când mi-ai zice că am slăbit și pot să fiu top model săptămâna viitoare. Asta poate fi o perspectivă, dar în același timp, din punctul meu de vedere, mesajul e că toți suntem vii și toți suntem într-un proces de dezvoltare, de evoluție. Ceea ce cred că e foarte important, indiferent de vârstă. Da, voi închide fiecare emisiune cu mesajul te iubesc, Gașpar, ca să nu lăsăm loc de dubii și să nu creadă lumea că am vreo problemă cu tine. Și tu va trebui să răspunzi la fel, că ești politicos și din punct de vedere al psihologiei relațiilor. Exact. Nu? Reciprocitatea și afirmațiile pozitive sunt foarte importante, da. Și totuși, există în viața mea foarte mulți părinți care cresc copii și acești copii manifestă o grijă foarte mare față de părinții lor. Uite, îți dau un exemplu. Zilele trecute am dus-o pe Cotot de Voc de fiecare dată când am ocazia, pe Fifi, pe prietena mea. Am dus-o la Brașov să îi fac o surpriză tatălui ei, care împlinea 76 de ani. Și Fifi mi-a spus, nu vreau să merg cu trenul pentru că mi-e groază de aglomerație și încă nu e safe să stăm cu oameni care poate sunt bolnavi, pot să circule chiar dacă au virus.
Și pentru că eu îmi doream foarte tare ca ea să ajungă la Brașov, m-am dus chiar eu și am fost șoferul ei până la Brașov. Dar fiica ei a sunat-o și a zis: mama, da, e ok că te-ai dus cu Mirela, pentru că Mirela a avut spectacol și ea s-a întâlnit cu copii și ea pupă copii și ea în brațe. Și povesteam cu Fifi despre cât de unde a dus Maria grija pentru mama ei. Apropo de inteligența copiilor și apropo de capacitatea lor de a identifica pericolele, de a vedea care ar putea să fie sursele care să ne pună sub o formă sau alta viața în pericol. Cum liniștim un astfel de copil? Cum îl facem să înțeleagă că am luat în calcul toate riscurile? Înainte de toate, începem prin a-i mulțumi. Mulțumesc că ești atât de atent la sănătatea mea. Mulțumesc că ești atât de conectat și atât de implicat în tot ceea ce înseamnă starea mea de bine. Apreciez că mi-ai spus asta și de asemenea vreau să-ți reamintesc că fac față suficient de bine, că pot să am grijă de mine. Asta nu înseamnă că de aici încolo n-aș vrea să purtăm astfel de conversații, pentru că uneori mintea mea uită, îmi prinde bine câte un semnal de alarmă, însă vreau să știi că pot să am grijă de propria persoană, că pot să-mi protejez siguranța, că sunt conștient sau conștientă de cât de mult contează sănătatea mea. Merită să-i mulțumim copilului și în același timp să-l asigurăm că nu ne neglijăm, că nu punem pe plan secundar starea noastră de bine. Da, mi se pare o idee foarte bună. Cred că majoritatea părinților ar fi zis: pe bune, exagerezi, Mirela nu e irresponsabilă. Pentru că majoritatea părinților ar intra într-o astfel de situație în ceea ce noi psihologii numim regresie psihologică și s-ar purta ca niște copii. Acest exagerez, hai că acest om nu este inconștient și așa mai departe, sunt acele replici pe care noi le aveam în perioada de preadolescență și adolescență, când părinții ne puneau limite sau nu ne dădeau voie să interacționăm cu prietenii noștri foarte dragi. Și atunci, dacă noi nu creștem din punct de vedere emoțional, repetăm aceste comportamente. Însă dacă ne dăm voie să fim în contact cu adultul din noi, putem oferi răspunsuri și mai creative, răspunsuri prin care copiii noștri să nu fie lezați și din contră să vadă că apreciem grija lor față de noi înșine și că se pot relaxa pentru că noi suntem responsabili de propria stare de bine. Îți mai dau o situație în care părinții sunt despărțiți, copiii locuiesc cu mama, tatăl ieșit dintr-o relație, rămâne singur, iar grija copiilor este cum se descurcă tata singur. Cum face față tata singur vieții. Sigur, ceea ce iar are sens. Să fie un copil preocupat și îngrijorat de starea de bine a tatălui, mai ales dacă în perioada în care părinții locuiau împreună, copiii au văzut că tata e un pic mai neputincios și neajutorat pe aici, pe acolo. Că tata nu-și pune hainele în dulap, că tata... Nu-și face de mâncare? Exact, nu-și pune după aceea vasele în chiuvetă, nu știe exact ce să cumpere de la hipermarket în momentul în care mama îi spune: dragule, ar fi de cumpărat o serie de produse. Și copiii noștri se orientează în lume și după aceea își imaginează că da, tata nu e capabil să se descurce sau că nu e în stare să facă față singur vieții. În condițiile în care în partea cealaltă au o familie întreagă, e un alt bărbat care se ocupă de diverse lucruri și vin în partea asta la altă unde tatăl e singur, lipsește partea feminină care să rezolve toate lucrurile. Da, nu m-aș fi gândit niciodată că de aici vine îngrijorarea lor. Și e atât de interesant, Mirela, cum cu toții, fără doar și poate, ne sacrificăm de dragul părinților. Doar că acest sacrificiu e diferit, acest sacrificiu capătă diferite forme. Eu, de exemplu, în familia în care am crescut, am fost un copil parentificat, ăsta e termenul de specialitate. Copilul parentificat e acel copil care își asumă responsabilități tipice adulților. Atunci când mama și tata se certau, uitau de o parte din responsabilitățile lor administrative și eu mi le-am asumat. Sunt copii care, de exemplu, se sacrifică atât de mult de dragul familiei încât nu merg la facultate. Aleg să nu se mute de acasă, nu se căsătoresc niciodată sau dacă se căsătoresc, rămân mai degrabă conectați la familia de origine decât la familia din prezent. Adică acei tineri, sunt foarte mulți, care rămân
o lungă perioadă de timp în familie sau chiar se căsătoresc și aduc partenerul, partenera acasă la mami și la tati, nu știu, eu tot timpul mă gândeam că sunt comozi, că le convine să stea. Chiar am o verișoară care a locuit cu părinții ei foarte mulți ani într-un apartament la etajul 4 al unui bloc, în condițiile în care ea își permitea orice. Și stătea acolo cu ea, cu soțul ei în camera mică și părinții în camera mare, că atât aveau, o bucătărie mică, dar un bloc în care la etajul 4 vara era saună și nu înțelegeam de ce face asta. E adevărat că după vreo câțiva ani foarte buni în care a trăit așa împreună cu părinții ei și-a luat viza, a plecat în America și acum locuiește în LA singură și o duce cu soțul ei și într-un apartament foarte frumos. Și tot timpul m-am gândit că de fapt rămâne acolo pentru că îi este comod, așa. Nu m-am gândit că ar putea să se simtă responsabilă față de părinți. De fiecare dată există beneficii care sunt evidente, gen comoditatea, și beneficii care nu sunt atât de evidente, care sunt subtile, care sunt ascunse. Și familia, sistemul familial are foarte multe beneficii de pe urma copiilor. Hai să ne gândim la situațiile în care copilul se sacrifică de dragul familiei prin faptul că dezvoltă comportamente negative, nu învață suficient de bine, chiulește de la școală, se îmbolnăvește în mod constant. Și într-o primă interpretare, într-o primă fază, mintea ne-ar spune că ceva nu este în regulă cu acest copil. Însă dacă intrăm în profunzime, o să vedem că de fapt copilul acesta se sacrifică de dragul familiei, pentru că dacă mama și tata își îndreaptă atenția către școala copilului, către rezultatele copilului, nu se vor mai certa pentru o serie de subiecte pentru care se ceartă de obicei. Le dau o temă de... O temă, un sens, le distrag atenția, iar copiii ar face orice pentru a-și păstra familia împreună. Știi că asta ar putea să aibă legătură și cu faptul că ne băteau ca să avem de ce să plângem? Știi? Da. Lasă că noi plângeam și ei ziceau, lasă că te bat, eu să ai și de ce să plângi. Și atunci copilul se gândește, lasă că vă dau eu motive să vă certați pentru mine, ca să nu vă mai certați voi între voi, că măcar faceți alianță. Pentru că atunci când au o problemă comună, se adună și adună rândurile și părinții care de obicei se ceartă unul cu celălalt sunt în aceeași echipă când îl ceartă pe copil. Mama, mi se pare foarte tare. Copiii au foarte mare nevoie să-și vadă părinții ca fiind aliați și nu inamici. Și atunci ar fi în stare și să zică, să lipsească de la școală, să creeze probleme, să prefacă bolnavi, ca să-i vadă în aceeași echipă, măcar pentru o cauză. Exact. Și în timp, acești copii ajung să se sacrifice din ce în ce mai mult. Pentru că se dezvoltă noi tipare la nivel de familie, devin obiceiuri, devin rutine nesănătoase de altfel, însă sunt parte din viața acestor membri din familie, aceste rutine. În ce se transformă asta cu el adult în propria lui familie, raportându-se la parteneri și la copii? Sunt situații în care nu mai are energie pentru propria familie, pentru că toată energia și-a consumat-o pentru părinți, sau în continuare își privează partenerul, partenera, copiii de o prezență conștientă, de grijă, de atenție, de resurse, pentru că toate acestea se duc către familia de origine. E nevoie să divorțăm, Mirela, de părinții noștri pentru a ne putea căsători cu inima deschisă, cu un partener de viață și pentru a putea să fim prezenți și alături de copiii noștri așa cum ei au nevoie. Hai să rămânem cu o idee asta ca să ne gândim la ea pe timpul pauzei și aș vrea după pauză când ne întoarcem să vorbim puțin despre ce înseamnă de fapt să ai grijă de copilul tău și grija copilului tău și ce înseamnă să ai grijă de părintele tău și grija părintelui tău, că sunt două lucruri diferite și ne întoarcem imediat după pauză să dezbatem subiectul în continuare. Ne-am întors la Europa FM, suntem la Antrenorul Părinților. Eu sunt Mirela Retegan și alături de Gașpar Gheorghi astăzi vorbim despre copiii care au grijă de părinții lor, copiii care au grija părinților lor, indiferent ce vârstă au copiii, indiferent ce vârstă au părinții. Până acum am încercat să aflăm
cum facem să ne deslipim de relațiile în care rămânem lipiți cu această grijă pe care o avem față de copii sau față de părinți, și am promis că discutăm mai departe despre ce înseamnă cu adevărat și din punct de vedere psihologic să ai grijă de copilul tău sau să ai grija copilului tău. Toată această știință numită parenting ne spune că implicarea părintelui în viața copilului ar trebui să se limiteze la cele lucruri pe care copilul nu le poate face pentru sine. Deci grija noastră în calitate de părinți, în calitate de bunici, e bine să meargă până în punctul în care eu fac ceva ce copilul meu, adolescentul meu, încă nu poate să facă pentru propria persoană. Și aici ne referim la îngrijire, la lucrurile fizice, la acțiunile pe care le facem în ajutorul lui zi de zi? De exemplu, la a-i asigura mâncare, a-i asigura căldură, a plăti utilitățile, bani de haine, să meargă la școală. Însă, de asemenea, e responsabilitatea noastră și să-l ajutăm să-și dezvolte gândirea, să-l ajutăm să înțeleagă cum funcționează lumea, să-l ajutăm să-și dezvolte noi perspective, noi viziuni, noi modalități de a privi spre propria persoană și spre ceilalți. Ok, și ce înseamnă acum să ai grija copilului tău? Să ai grija copilului tău ar putea însemna, Mirela, să te neglijezi pe tine și să nu faci nimic altceva decât să te ții agățat, legat de copil, imaginându-ți că el nu se va descurca fără tine, că nu e capabil, că nu e în stare, și făcând un sens al vieții tale din această atitudine sau din acest comportament al tău. Sensul vieții mele e să fiu constant alături de copil și să mă asigur că nu-i lipsește absolut nimic. Asta e un soi de a avea în mod constant o grijă nesănătoasă, o implicare nesănătoasă în viața copilașului sau în viața copilului, pentru că sunt și situații în care fac asta părinții care au copii adulți, nu e vorba doar de copii minori. Știu, dar părinții se laudă cu asta. Port grija copilului meu. Eu port grija lui. Mie mi se pare foarte nesănătos și nu sunt deloc de acord cu acest aspect. Nu trebuie să-i porți grija, trebuie să-i porți dragostea, trebuie să-i porți încrederea. Poartă, dacă tot îi car ceva, nu îi căra grija. Pentru că vei proiecta asupra lui această grijă. Eu mi-am dat seama la un moment dat și am mai vorbit despre asta, că erau zile întregi în care mă gândeam la Maia doar cu grijă. Oare a mâncat, oare a ajuns ok, oare s-a descurcat la trecerea de pietoni, oare a închis aragazul, oare n-a lăsat apa pornită, oare tot felul de proiectam în gândirea mea diverse activități pe care mi le imaginam dezastruoase în legătură cu Maia. Și când am realizat că nu gândesc în lumină în ceea ce o privește, am schimbat complet foaia. Și atunci când mă gândeam la ea, încercam să, dacă n-aveam niciun motiv real de îngrijorare, încercam să închid ochii și să-mi o imaginez alergând pe un câmp verde, zâmbind cu gura până la urechi și scăldată în lumină, și să-i port dragostea și bucuria de a fi în viața mea și nu grija. Ce înseamnă? E atât de important, Mirela, să îi investim pe copiii noștri cu încredere și să vedem capacitatea lor de a se descurca, de a face față, chiar dacă totul e un proces. Nu se vor descurca atât de bine pe cât ne descurcăm noi la 30, 40, 50 de ani. Ei se vor descurca așa cum poate un copil de 4 ani, de 12 ani, de 18 ani, însă tot acel potențial, dacă părintele reușește să-l vadă în copil și să-i vorbească copilului în așa fel încât să stârnească la viață acest potențial, e tot ceea ce are copilul nevoie pentru a-și transforma visurile în realitate. Dacă eu însă mă apropii de copilul meu cu foarte multă frică, cu anxietate, cu neîncredere, cu asta se va identifica copilul. Asta va crede despre el, asta va duce mai departe. Iar acei părinți care exagerează cu grija față de copiilor sunt părinți care în copilărie au fost neglijați de părinții lor. Dăm niște exemple. Hai să dăm niște exemple în care părinții exagerează cu grija față de copiilor.
fiul meu de 21 de ani nu merge la medic singur, nici la medicul de familie, decât cu mine, mămica lui, pentru că nu e în stare și nu se descurcă. Atunci când adolescenta mea de 18 ani nu mai vrea să meargă la meditații sau nu poate să meargă la meditații din vari motive, sun eu meditatorul ca să reprogramez, pentru că ea nu e în stare și nu se descurcă. Îi aleg eu facultatea, liceul, opțiunile și opționalele, pentru că el nu e capabil și știu eu mai bine ce trebuie să facă el în viață. Draga mea, Mirela, de 16 ani, nu se potrivește sacul cu cămașa. Niciodată o femeie elegantă nu combină cele două culori, așa că te rog frumos să mergi în camera ta, să te schimbi și după aceea să ieși din casă, pentru că așa nu se poate. Ți-am povestit că atunci când am fost să-i fac Maiei surpriza la Barcelona, Maia, care locuiește în cămin în Barcelona, are o prietenă care studiază moda. Iar prietena ei, Ioana, tocmai făcuse o serie de bustiere cu care eu nu sunt de acord. Și mie nu-mi plac. Și Maia, în ziua aceea în care nu știa că se va întâlni cu mine, și a pus pentru prima oară în viața ei o bustieră. Și când ne-am întâlnit în bar, eu, surprise, a venit mama, ea s-a bucurat de n-am mai putut, dar mi-a mărturisit ulterior, știi, mama, că în timp ce mă îmbrăcam și îmi puneam bustiera, mă gândeam, Doamne, ce bine că nu mă vede mama. Și când te-am văzut în bar, nu știam, să mă bucur că ești acolo. Mă gândeam cu groază, trăgeam de cămașa aia, să nu-mi vezi bustiera. Aoleo, tocmai acum. Și am zis, Maia, apreciez foarte tare faptul că te-ai gândit la asta. Da, dă-i pace lui măta, chiar nu contează ce crede ea legat de bustiera ta. Te rog frumos, ai 21 de ani, îmbracă-te cum vrei tu, cu ce vrei tu, asumă-ți ceea ce pui pe tine și nu te interesează părerea nimănui, nici măcar a maică-ti. E o tipă mișto, maică-ta o cunosc, e ok, dar nu e nici ea perfectă, așa că nu ține cont de tot ceea ce... Și a început așa să se relaxeze și, serios, deci nu te deranjează, serios, nu mă deranjează. Dar atâția ani am corectat-o și am ales eu ce e mai bun pentru ea, încât i-a rămas în continuare frica, că e o frică, nu? O frică, o îngrijorare, o frică. De ce se temea? Că nu o să o mai iubesc? Că nu o să o mai apreciez? Că o să mă dezamăgească pentru curajul de a purta ceva care mie mi se pare nepotrivit? Probabil că toate acestea. Frica că nu poate exista dacă nu e în concordanță cu valorile tale, cu viziunea ta, cu perspectiva ta. Ea mă iubește foarte tare și probabil că își dorește foarte mult să nu intre în situații conflictuale cu mine și atunci preferă să lase de la ea ca să fie liniște și pace, și sunt sigură că a făcut asta de nenumărate ori. Dar e ok? Nu e ok. Nu e ok să renunțăm la noi, la părți din noi, la nevoile noastre, la dorințele noastre, doar de dragul de a evita conflictele sau certurile. Conflictele și certurile sunt prezente în toate relațiile, nu sunt o dovadă de patologie, din contră, sunt o dovadă de sănătate relațională și sunt un context foarte, foarte bun de creștere și de transformare. Noi avem o ceartă, avem un conflict atunci când avem două păreri diametral opuse și e nevoie să ne influențăm unul pe altul, să comunicăm unul cu altul, să ajungem la o serie de compromisuri sau o serie de schimbări. E benefic și sănătos ca adolescenții să se certe cu părinții. E benefic și sănătos ca adolescenții să spună am obosit să fac asta. Ca adolescenții să le pună limite părinților. Ca părinții să vadă în adolescent puterea, forța, competența, că ei sunt în stare să se descurcă. Marea problemă cu acei părinți care insistă ca copilul lor să fie obedient și compliant de fiecare dată, e că acești copii fie vor deveni obedienți și complianți cu toată lumea, fie la un moment dat vor deveni niște rebeli și se vor opune absolut oricărei solicitări, absolut oricărei invitații. Deci sunt niște distorsiuni la nivel psihologic care se creează. Eu am crescut-o pe Maia dându-i posibilitatea să mă înfrunte,
să se confrunte cu mine cât de mult poate, ea are un alt temperament, probabil că dacă mie mi-ar fi dat voie ai mei, ar fi fost un spectacol continuu, dar eu n-apucam, că mama zicea, întrebam de ce și ea mi-a arătat palma și zicea, o vezi, și n-apucam, că deja o simțeam. În schimb, în ce o privește pe Maia, eu am fost foarte conștientă că îmi doresc foarte tare să mă înfrunte și știam că dacă va reuși să-mi facă față mie, va putea face față oricui. Ea trebuie să treacă peste mine și să nu renunțe la ceea ce își dorește ea. E adevărat că eu sunt o mamă care n-am condiționat lucrurile vitale din viața copilului cu comportamentul, poziția ghiocelului în care el să ia să zică, da mama, cum vrei tu. Dar există părinți care refuză să plătească școlile copiilor, să le ofere diverse, chiar lucruri de care ei au nevoie, nu divertisment, dacă te duci la facultatea la care îți spun eu, îți plătesc facultatea. Dacă te duci la cursurile la care cred eu că trebuie să te duci, îți plătesc cursurile. Nu te las să faci prostiile alea, vrei tu să faci croitorie, e o prostie. Te duci și faci cursuri de contabilitate, că așa consider eu, eu ălea ți le plătesc. Ce fac astfel de copii? Suferă. Și cum găsesc o soluție? Eu i-aș manipula, i-aș minți, la modul foarte onest. Dacă eu aș fi un copil care s-a confruntat cu un astfel de părinte, l-aș păcăli că mă duc la cursul de contabilitate și aș găsi o modalitate prin care eu m-aș duce la cursul meu de croitorie și ar afla când mi-aș duce mașina de cusut acasă că n-am făcut contabilitatea. Și am să spun, e tot cu că am greșit sala. Suferă foarte, foarte mult, Mirela, și știi de ce acești copii? Pentru că părinții lor confundă iubirea cu a fi în control. Și li se adresează copiilor spunându-le cât de mult te iubesc, că asta e grijă, că asta e atenție, că asta e responsabilitatea unui părinte. Și atunci copiii sunt dezorientați și ajung să se sacrifice, se îmbolnăvesc, se implică în tot felul de comportamente nesănătoase sau, e și varianta pe care ai punctat-o tu, copiii care vor găsi strategii prin care să fie creativi. Copii care risc. Mulțumesc! Copii care își dau voie să iasă din vorba părintelui, din regula părintelui și care se aleg pe sine. Însă aici depinde foarte mult de temperament, depinde foarte mult de cât de dispus e copilul să riște, de vârsta pe care o are copilul. De experiențele pe care le-a trăit și, exact. Și mai depinde de ceva. Pe cine se mai bazează? Pentru că eu aveam în spate o bunică, eu aveam în spate niște unchi, niște mătuși pe care știam că pot să mă bazez. Nu am fost niciodată singură și probabil că asta a contat foarte tare. Îl aveam pe tata. Chiar dacă mama era cea care impunea reguli, știam că tata nu o să mă lase și că o să găsească el o modalitate prin care să o păcălim amândoi dacă e nevoie. Nu m-am simțit singură în povestea asta. Pentru că ai mei acolo n-au făcut echipă atunci când unul dintre ei nu avea dreptate, celălalt făcea echipă cu mine. Hai să ne ducem un pic la ce înseamnă a avea grijă de părinți. De părinți de orice vârstă. Am plecat de la exemplul copilului care m-a impresionat și ajungem la grija pe care o avem de părinții noștri care au 70 de ani, 80 de ani și care cer în continuare din partea noastră să facem lucruri pentru ei. Ai spus foarte frumos puțin mai devreme, facem mai mult decât fac ei pentru ei de foarte multe ori. N-aș vrea să se înțeleagă greșit că nu încurajăm grija față de oameni, față de familie, față de relații. Însă este foarte, foarte important să facem totul cu măsură, totul cu niște limite sănătoase. Iar atunci când, de exemplu, un copil de 14 ani trebuie să aibă grijă de părintele care consumă alcool,
și să gătească în locul părintelui, să se asigure că există pâine pe masă în locul părintelui. Atunci când un copil de 18 ani trebuie să sune la serviciul părintelui și să justifice de ce părintele nu a mers la muncă, de ce nu e capabil și nu e în stare, toate acestea deja sunt comportamente care îl exploatează pe copil. Toate acestea sunt comportamente care îl supraresponsabilizează pe copil și care la un moment dat uită care sunt prioritățile lui în viață, și anume grija față de propriile nevoi. Pentru că el se obișnuiește foarte tare să-și ducă toată energia bună pentru a-și proteja părinții. Și facem asta după aceea mai departe în viață. Nu ne vom duce la sărbarea copilului pentru că părintele nostru nu se simte bine și are palpitații și imediat trebuie să mergem să avem grijă de el. Nu ne vom duce în vacanță cu partenerul nostru de viață pentru că părintele nostru are în plan să-și cumpere o mașină de spălat și nu are resursele necesare pentru a-și cumpăra mașina de spălat, așa că punem la o parte vacanța noastră și dăm bani părintelui. Păi și ce înseamnă asta, Gașpar? Eu, să știi că acum, ascultându-te, am realizat că în jurul meu există foarte mulți adulți care fac sacrificii în continuare pentru părinții care, iertată să-mi fie lipsa de, nu știu, atenție din acest punct de vedere, nu fac ceea ce ar putea să facă ei pentru ei. Am prieteni care se duc și-și iau părinții și-i duc la doctor să-și facă niște analize pentru că altfel părinții nu se mișcă de acasă, nu se dau jos din fotoliu să meargă singur și ăsta și ia o zi liberă de la muncă, își găsește pe cineva cu care să-și lase copilul și merge 300 de kilometri să o ducă pe mama la stomatolog că i-a căzut proteza, că mama nu se duce singură, nu iese din casă, nu se descurcă. Aud foarte des adulți vorbind despre părinții lor, oameni de vârsta a treia, că nu se descurcă să meargă singur la medic sau în altă parte. Păi s-a descurcat toată viața. Da. Unde s-a pierdut această descurcăreală? Sau e o nevoie de atenție pe care o găsim la copiii noștri mici atunci când au cereri pe care știm că le-ar putea să le rezolva singuri? Poate fi. Dăm poate din nou mintea copiilor? Poate fi o nevoie de atenție, poate fi o modalitate prin care să căutăm contactul cu ceilalți, poate fi o modalitate prin care să ne obișnuim cu rolul de victimă, poate fi o modalitate prin care să ne exprimăm nevoia de conectare, dar fără să avem curajul de a spune, uite, de a pune mâna pe telefon și de a spune: Mirela, fiica mea, Gașpar, fiul meu, mi-e foarte dor de tine, ce faci, cum ești, vreau doar să te aud, vreau doar să sunt bine, energia, vreau doar să îmi povestești cum arată viața ta, cum e ziua ta. Și puțini părinți îndrăznesc să facă asta, și dacă nu îndrăznești să faci asta, dacă nu păstrezi o conexiune sănătoasă cu copilul, se dezvoltă tot felul de mecanisme de astea absolut complicate, care aparent sunt lipsite de sens, dar care de fapt au la bază această nevoie de conectare. Și exact așa cum am spus la începutul emisiunii, Mirela, fiecare dintre noi ne naștem cu o loialitate față de părinți, drept urmare fiecare dintre noi ne sacrificăm față de părinți. Și ceea ce ne poate ajuta să facem lucrurile diferit e să conștientizăm ce se întâmplă, să avem o perspectivă un pic mai clară asupra vieții noastre, asupra relațiilor. Acesta este, de exemplu, unul dintre motivele principale pentru care noi la Pagina de Psihologie am pornit această revoluție relațională în România. Să-i ajutăm pe oameni să conștientizeze, să realizeze că da, sunt unele lucruri care trebuie făcute, dar sunt și foarte multe lucruri pe care le facem doar pentru că ne-am obișnuit cu ele, doar pentru că nu avem curajul să le analizăm, să le punem sub semnul întrebării. Deci să nu ne mai simțim vinovați dacă noi nu facem pentru părinții noștri mai mult decât fac ei. Ar fi bine să nu ne exagerăm emoția de vinovăție și să investim pe părinții noștri cu ceva mai multă încredere și să le dăm voie să își păstreze autonomia și independența. Să știi că ai salvat foarte multe suflete astăzi, Gașpar. Serios.
Pentru că știu atâția oameni care rămân atașați de părinții lor într-o și se simt vinovați față de parteneri, față de copii, pentru că își pun părinții pe primul plan, negândindu-se nicio clipă de fapt că există această incapacitate de a divorța cu ghilimelele de rigoare de ei pentru a putea să-și vadă de viața lor nouă. Îți mulțumesc foarte mult și sunt sigură că foarte mulți oameni își vor schimba perspectiva asupra acestui lucru după această emisiune. Și vreau să-ți mai mulțumesc pentru ceva, pentru pagina de psihologie, care a fost un partener minunat în campania Adoptă o Mamă. Am avut peste 1500 de mame care s-au înscris pentru întâlniri cu psihologi și am reușit să conectăm, pentru că psihologi sunt mult mai puțini, vreo 700. Wow. 700 într-o lună de femei care au vorbit pentru prima oară cu un psiholog. A fost o muncă titanică să facem asta. Toată echipa Zurli a lucrat voluntar pentru fundație și pentru proiect. Jenny Iuhas, colega mea, a fost cea care a ținut în mână toată povestea. Dar am reușit. Ai vorbit și tu cu o mamă. Cum a fost? A fost o experiență, așa cum sunt majoritatea experiențelor când se întâlnesc doi oameni și povestesc sincer și autentic, cu emoții, cu vulnerabilitate, cu energie, cu trăire și cu foarte, foarte mult sens. Cred extrem de mult, Mirela, în faptul că sensul existenței noastre pe această planetă e acela de a ne oferi sprijin unii altora, fără să ne controlăm unii pe alții. A venit la mine Jenny și a zis, pe cine să repartizez la Gașpar? Și am zis, nu știu, Jenny, pe oricine ai repartiza, efectul va fi același. Eu iau numărul 888. Așa a ajuns mămica din campania Adoptă o Mamă la tine, la noroc, pur și simplu, pentru că ne-am dorit să fie o întâmplare ca toate celelalte. Partea foarte frumoasă este că foarte mulți psihologi dintre cei care au intrat în campanie merg în continuare cu oamenii pe care i-au cunoscut pro bono și asta mi se pare fantastic și foarte multe mame care s-au întâlnit pentru prima oară cu un psiholog ne-au scris, eu vreau să continui povestea asta, va deveni prioritate în viața mea, voi face rost de bani, mă voi strădui să mă duc în continuare și de fapt asta mi-am dorit, să deschidem o ușă în care să înțelegem noi, poporul român, că a vorbi cu un psiholog nu înseamnă că ai probleme. Cum ne zici tu, Gașpar, zi tu că zi. A vorbi cu un psiholog e o dovadă de grijă față de propria persoană, o atenție față de sănătatea noastră mentală, exact așa cum avem un medic de familie, așa cum avem un duhovnic, exact așa cum avem un administrator al blocului, e bine să avem pe cineva alături de care ne putem deschide sufletul, putem vorbi despre emoții, despre durere, despre suferință, e... Înțelegeți cât de mare grijă am eu de propria mea persoană? Am făcut chiar o emisiune în care să fiu sigură că altfel nu veneam la cabinet săptămână de săptămână, dacă nu trebuie să... Te cred, da, te cred. Mulțumesc mult! A fost prima ediție în care am pus în același loc psihologi și mame cu nevoi speciale și nu numai din România și sunt foarte fericită că ne-a ieșit. Gașpar, ne apropiem de final. Trebuie să le dăm un motiv să se ducă în pagina de Facebook pe Antrenorul Părinților și să ne scrie la comentarii răspunsul la întrebarea: de cine ai grijă în momentul ăsta? Da. Da? Hai, ia să vedem. Bună. Tu de cine ai grijă, Gașpar, în momentul ăsta? De mama, de bunica, de... Întreabă-mă. Mirela, tu de cine ai grijă în momentul ăsta? De mine, Gașpar. Ce bine, asta trebuie să văd și eu de la tine. De mine! Ah.
Să știi că mă mai îngrijesc și de alții, dar așa grijă de cineva nu am în momentul ăsta. Maia e mare, mama se descurcă fantastic și chiar sunt în acel moment al vieții în care pentru prima oară am grijă de mine. Ce temă ne dai pentru săptămâna viitoare? Provocarea pentru săptămâna viitoare e să conștientizăm care sunt acele lucruri pe care, deși copiii ar putea să le facă, noi alegem să le facem în locul lor. Lucruri pentru copii. Aici aș avea o listă foarte lungă. De exemplu, își poate lega și returile și totuși fac eu asta în locul lui. Sau își poate pregăti ghiozdanul pentru a doua zi și totuși vreau să mă asigur că a pus în ghiozdan tot ceea ce trebuia să pună. Își poate lua biletele de avion să vină acasă, dar îi le cumpăr eu ca să fiu sigură că și le-a luat pe cele mai ieftine, mai potrivite ca oră, mai rezonabile din punct de vedere al momentului. Doamne, nu ne schimbăm. Adică ne schimbăm, că ne străduim, că asta vrem, dar rămânem cu niște sechele multă vreme în viață. Mulțumesc mult, Gașpar. Eu le dau astăzi aici acum că am stabilit că asta rămâne cartea. Să vadă roz prin viață. Iar din partea paginii de psihologie avem Știința atașamentului, o călătorie în relația părinte-copil, o carte care e precum o hartă care ne ajută să ne orientăm într-o manieră un pic mai sănătoasă în interacțiunea pe care o avem cu copiii noștri, fără să-i ignorăm, fără să fie neglijați din punct de vedere psihologic și emoțional, însă și fără să fim intruzivi, fără să-i controlăm mai mult, fără să facem în locul lor ceva ce ei ar putea de altfel să facă. E, cred, genul de carte pe care mi-aș fi dorit foarte, foarte mult ca părinții mei să o citească când am fost copil. O am și eu acasă de la tine, o am, să știi că m-ai convins. Cred că o iau în deplasările viitoare, pentru că weekendul viitor mă duc la Constanța și la Focșani și o să ajung la Bistrița și o să ajung la Brașov și o să ajung la Timișoara și la Cluj și o să ajung în toată țara, că mi-am propus asta. Dacă vrei și ai chef să vii cu mine la într-un weekend zurli, te invit cu drag să vezi ce frumos ne primesc oamenii din țară, unde ajungem probabil o dată pe an. O să ne ducem, de exemplu, la un eveniment la Vaslui, unde noi n-am mai fost de 10 ani în Vaslui, în orașul Vaslui. Ne ducem la un eveniment al primăriei de acolo. Mulțumesc mult, Gașpar! Mulțumesc și eu. Le reamintim oamenilor că dacă au nevoie să vorbească cu un psiholog, să intre pe pagina de psihologie.ro și să aleagă dintre colegii lui Gașpar pe oricine și să descopere cât de benefic este acest lucru. Iar dacă doriți să achiziționați din timp bilete pentru turneul Șeful Casei al Găștii Zurli, intrați pe www.zurli.ro, găsiți acolo toate detaliile. Eu sunt Mirela Retegan, împreună cu Gașpar Gheorghe, duminică de duminică, alături de voi, la Antrenorul Părinților. Astăzi am vorbit despre grija pe care o purtăm părinților noștri și grija pe care ne-o poartă copiii noștri. Vă invit, dacă ați pierdut o parte din emisiune, să intrați pe YouTube-ul Europa FM sau puteți să ascultați această emisiune în format podcast pe Spotify și cu siguranță că o să vă bucurați să vă delectați cu o discuție savuroasă și cu foarte multe soluții pe care ni le dă Gașpar emisiune de emisiune. Eu sunt Mirela Retegan, duminică frumoasă tuturor! Mirela Retegan și Gașpar Gheorghe, antrenorul părinților la Europa FM.